Scandal cu iz de servicii secrete în Slovacia, premierul Robert Ficol a desemnat pe Tibor Gaspar, deputat și fost șef al Poliției Naționale, drept cel mai serios candidat pentru postul de director al Serviciului de Informații Slovac, relatează presa locală premierul slovac l-a desemnat pe Tibor Gașpar, drept cel mai serios candidat pentru postul de director al Serviciului de Informații Slovac. Această poziție e una din cele mai importante din cadrul forțelor de securitate și ar urma să fie ocupată de un om acuzat de mai multe infracțiuni. Printre acestea se numără apartenența la un grup infracțional organizat care a controlat de o poliția slovacă înainte de 2018. Potrivit rechizitoriului, grupul anonim era condus de o ruda a lui Tibor Gașpar, Norbert Bodor, un oligarh apropiat de partidul Smer. Numele lui Tibor Gașpar a apărut și în cazul crimei ziaristului Ian Cuciac, deși martorii și-au exprimat declarațiile cu privire la modul exact în care a fost implicat. Experții susțin că numirea unei persoane care se confruntă cu astfel de acuzații în funcția de director al serviciilor secrete reprezintă o amenințare serioasă la adresa credibilității comunității de inteligență slovace. Tibor Gașpar a fost nevoit să demisioneze din funcția de președinte al Poliției Slovace după ce în 2018 au început protestele legate de uciderea jurnalistului de investigație. Ian Cuciac și a sale, Martina Kuznirova. După schimbarea de guvern din 2020, foștii săi subordonați l-au acuzat pe Gașpar de o serie de infracțiuni, iar în prezent e acuzat în mai multe cazuri. El este acuzat că a dat mita anchetatorilor de la Agenția Națională de Criminalistică pentru a influența cazuri sensibile din punct de vedere politic. În luna decembrie a anului trecut, Gașpar a fost acuzat de asemenea că a luat parte la investigația ilegală a unei cafenele deținute de politicianul de opoziție Milan Krajniak, pe când era președinte al Poliției Slovace.